În primul rând vreau să vă mulțumesc că ați venit într-un număr așa de mare aici la gară, la Curtici, și am ales ca să începem prezentarea acestui proiect din gara Curtici, deoarece de aici se va derula începerea proiectului, un proiect de 312 milioane de euro, care va avea, în care se va face reabilitarea gării Curtici, unde de 2 ani, 3 ani de zile am discuții cu domnul primar și îmi ceream continuu să facem reabilitarea gării. În sfârșit s-a făcut acest lucru. De aici, de la Curtici spre frontieră, o să dublăm linia cu încă 5 km 200. Toată linia va fi schimbată până în, între Glogovăț și, Gheoroc. Tot aici la Curtici va fi un pasaj rutier care leagă drumul județean de orașul Curtici, deci nu o să mai avem treceri la nivel cu barieră. Un alt motiv pentru care am ales să începem din acest loc prezentarea proiectului este că gara Curtici este în acest moment cu traficul cel mai mare feroviar de marfă și de călători pe care îl avem în toate vămile din țară. Când vor începe lucrările și când se derulează proiectul? Pot să vă spun că săptămâna care a trecut am dat ordinul de începere a lucrărilor. Marți sau miercuri vor fi prezenți din partea Ministerului Transporturilor aici, în gara Curtici, reprezentanți de la Ministerul Transporturilor și reprezentanții constructorilor pentru a le preda amplasamentul. Bineînțeles, după acest lucru va începe organizarea de șantier și efectiv există o estimare cât va dura până se va finaliza proiectul? De la ordinul de începere a lucrărilor care a fost dat, cum v-am spus, săptămâna aceasta, 27 de luni. Ce înseamnă reabilitarea acestei căi ferate din punct de vedere a vitezei de deplasare a trenului? Reabilităm această cale ferată pentru viteză maximă pentru trenurile de călători de 160 la oră, iar pentru trenurile de marfă de 120 la oră. Ce înseamnă acest lucru? Se va extinde modernizarea și spre capitală? Da, începem cu acest tronson din partea de vest de intrare în țară. După cum știți, pe coridorul 4 pan-european de cale ferată s-a mai reabilitat București-Constanța și București-Brașov, unde în acest moment, dacă o să mergeți cu trenul din București spre Constanța, în loc de 5 ore cât se făcea până acum, se face undeva la 2 ore jumătate, 2 ore 40, și spre Brașov, tot la fel, undeva la 2 ore 20, 2 ore 30. Partea maghiară este pregătită să primească astfel de viteză la trenurile românești? Partea maghiară au reabilitat, din câte știu, calea ferată și se circulă cu aceeași viteză. Există estimare cum va fi gata tot tronsonul 4 de la Arad la București pentru mare viteză? Noi avem în bugetul de la Comisia Europeană pe perioada 2014-2020, unde sperăm să atragem banii pentru a finaliza tot tronsonul acesta de cale ferată. Pentru Curtici înseamnă o reparație, să zicem, binevenită și absolut necesară. Stația Curtici va redeveni ceea ce a fost înainte, deci va redeveni un nod european feroviar. Curtici o datorează stației CFR toată bunăstarea care are la ora actuală. Chiar dacă în ultimii ani stația CFR a decăzut, acum prin aceste lucrări și ceea ce se întâmplă în Curtici, ea va fi din nou un factor de dezvoltare absolut o locomotivă, dar bine zis, care va duce Curtici înainte, cum s-a întâmplat mulți ani, cum s-a întâmplat de ultimele 150 de ani. Investiția care astăzi începe la Curtici nu face decât să mă bucure, pentru că alături de segmentele de autostradă Arad-Timișoara, avem încă două tronsoane care au început, Nădlac-Pecica și Pecica-Arad. De asemenea, am început o investiție tot cu finanțare de la Ministerul Transporturilor. Este vorba despre pasajul pe centura
de nord a Aradului și iată, astăzi venim cu nouă investiție a Ministerului Transportului care vizează Colegiul 7. Este o investiție extrem de importantă pentru că orice investiție aduce locuri de muncă, aduce până la urmă un confort mai mare pentru călători și eu sper că va aduce și la o dezvoltare a traficului pe care a ferată cu marfă. E o investiție care va duce la dezvoltarea Curticiului și cred că și această pasarelă care se face aici este o investiție foarte importantă pentru curticeni. Nu pot decât să mă bucur și până la urmă aceste investiții sunt rodul colaborării bune între primăria orașului, între Consiliul Județean și între noi cei care suntem la București, atât domnul secretar de stat Pistru, cât și noi parlamentarii care am votat acest buget. Pentru că dincolo de banii care aducem de la Uniunea Europeană, care sunt 85% din această investiție, de aproape 80 de milioane de euro, care se referă doar la Curtici, mai trebuie pus 15% din partea Guvernului, bani pe care i-am votat noi parlamentarii și îi vom asigura prin Ministerul Transporturilor. Thank you.